viitor, voi încerca să vă ofer o perspectivă care să vă ajute să înțelegeți mai bine de ce editura ROS publică astăzi de cărți, cum este cea de față, și de ce dumneavoastră, în calitate de cititori, ar trebui să citiți, să aprofundați, să asimilați astfel de cărți. Psihologii spun că fiecare dintre noi este influențat de cele mai apropiate 5 persoane din viața noastră. Prin urmare, gesturile, felul în care vorbim, felul în care ne îmbrăcăm, gusturile ne sunt, în mare măsură, influențate de apropierea altora. Părinți, frați, iubiți, soți, prieteni. Pe de altă parte, știm foarte bine că destinul ne-l croim singur, fiecare pe seama lui, pe decizia lui, luată în fiecare zi. Alegem, deci, și de cine să fim influențați. Și sub ce gir să stăm, și în ce anturaj să intrăm, și ce să facem în virtutea cercului de prieteni din care facem parte. Alegem să fim în preajma unor oameni de caritate sau nu. Alegem ca modele vedete de televiziune, politicieni corupți sau eroi sfinți mărturisitori. Mărturisesc că personal eu am făcut această alegere, probabil când eram la vârsta unora dintre dumneavoastră, acum aproape 20 de ani, pentru că am avut o șansă, și anume aceea de a cunoaște câțiva oameni care trecuseră și jertfiseră din tinerețea și din inima lor și din mintea lor în închisoarele comuniste. Am văzut în ei, atunci, încarnarea spiritului de jertfă, încarnarea unui spirit deopotrivă eroic și mărturisitor. Și, cum li se întâmplă multora, poate, la vârsta dimenției, am vrut să fiu ca ei. Eu n-am vrut să fiu ca eroii cărților pe care le-am citit, ci am vrut să fiu ca eroii pe care îi vedeam în viață lângă mine și care îmi dădeau o pildă de comportament în fiecare zi și în contexte diferite. Tot ce am făcut și tot ce fac de atunci încoace, se subscrie acestei năzuințe de a mă apropia de modelele mele. În ce măsură am reușit să o fac, puteți judeca dumneavoastră, pot judeca cei care au urmărit mai ales activitatea mea de la Asociația ROS și mai recent de la Editura ROS. Dar nu asta este important. Nu e exemplul meu. Vi l-am dat doar pentru că era la îndemână și pentru că n-aș vrea să vorbesc în abstract. Aș vrea să înțelegeți că ce spun chiar am trăit. Sau, mă rog, am încercat să trăiesc pe măsura puterilor mele. Șansa de a cunoaște eroi și sfinți nu este dată tuturor, desigur. Generația mea a avut
această șansă uriașă de a prinde în viață oameni, monumente. Oameni exponențiali, cum zice Sorin Lavic. Adică oameni care s-au ridicat deasupra vremurilor, deasupra neputințelor omenești, deasupra oricăror bariere și au devenit ceea ce noi, cu cuvintele pe care le avem la îndemână, îi numim eroi, mărturisitori, martiri, sfinți. Pentru că generația mea, celor care au în jur de 40 de ani, am avut această șansă, cred că și datoria noastră este mai mare de a promova astfel de modele, contrabalansând în mod fericit contra modelele care ne sunt oferite pe toate ecranele media și încercând să salvăm ce se poate salva de la om la om și, dacă Dumnezeu îngânduie, poate și la nivel comunitar. Generația dumneavoastră, a unora dintre dumneavoastră, pentru că vizez mai ales pe cei tineri, pe studenți, ceilalți veți fi știind deja ce e de făcut și aveți deja o cale în viață. Generația dumneavoastră, zic, a avut și ea șansa de a cunoaște astfel de oameni extraordinari. Iată că îi mai avem printre noi pe domnul Demostenea Mărunescu, pe domnul profesor Marcel Petrișor, pe domnul Vasile Iamati, pe Petru Baciu, pe care dumneavoastră probabil că cunoașteți mai puțin, este un mare, mare vizitor de la Bacău, din provincie și mai puțin exclus. Pe domnul Ilie Tudor, tatăl mai cunoscutului Grav Sot, Tudor Gheorghe, de fapt Gheorghe Tudor, așa îl cheamă, Gheorghe Tudor, numele și Tudor Gheorghe, pe doamna Gărină Rădreanu, pe domnul Nicolae Purcărea și încă atâția alții. Suntem foarte fericiți că au ajuns până la noi și nu cred că fără un rost au ajuns să mărturisească și prin exemplu viu, nu doar prin ce au lăsat ca exemplu în istorie. Deci îi puteți cunoaște și puteți să vă apropiați de ei, puteți să le luați modelul. Dar, dacă nu ați avut prilejul să-i cunoașteți pe alții care sunt doar în cărți, vedeți-i acolo. Pentru că vrednicia despre care am vorbit, mă rog, am încercat să facem vorbire în seara asta, care ne-am propus o carteamă, începe de la cunoaștere. Asta vrea domnul Progrescu cu această carte. Asta încearcă și editura Rost prin toate cărțile publicate. Asta încearcă și Fundația Sfinții Închisorilor, coeditor al cărții Mărturisitorilor, prin acțiunile sale. Asta ați putea face și dumneavoastră, dacă doriți. Dacă vi se pare că modelul eroic sau de sfințenie vi se potrivește mai mult decât modelul Gigi Becali. În concluzie, sunt trei pași făcut pentru cine vrea. Nu e obligatoriu. În primul rând să decidă ce vrea să fie, cine vrea să fie. În al doilea rând să cunoască modelul sau modelele. Și în al treilea rând să se străduiască să fie asemenea acestor modele. Găsiți în această carte a mărturisitorilor motivația pentru a vă însoți cu eroii, sfinții și mărturisitorii români. Găsiți și reperele teoretice și dogmatice pentru o viață plină de vrednicie, mărturisitoare și la nevoie jertfenică și nevoia de jertfă e mare. Găsiți și exemplele
Oameni care au fost, oameni care sunt, oameni care au dovedit și dovedesc că se poate. Aveți de făcut un simplu pas spre cunoaștere și apoi fiecare după fericia lui de transformare sau de întărire în modelul de viață pe care el ați ales. Cartea Mărturisitorilor, să știți, nu este o carte comod de citit. Nu veți putea citi în tren, decât dacă sunteți, mă rog, cititori profesioniști, să spun așa. Nu veți citi cu greu dacă nu aveți toate referințele culturale, pentru că este foarte bogată în trimiteri culturale, istorice și de teologie. Și atunci n-aș vrea să fiți dezamăgiți, ci să faceți ceea ce unii dintre noi am făcut. Și anume, am încercat să vedem ce vrea să spună autorul. Am fost și noi la 20 de ani, am fost și noi lipsiți de anumite referințe și am încercat să surmontăm acest handicap. Mai ales după 89 era o problemă, pentru că nu aveam toate cărțile la îndemână. Acum e mai ușor. Nici autorul nu este unul foarte comod, pentru că dincolo de o obiectivitate încăpățânată pe care o veți vedea de la un capăt la altul al cărții, este o fire polemică. Și această fire se vede aici, acolo, destul de transparent. Este foarte dur pe lucruri, fără a fi nepoliticos. Este un autor care nu se sfiește, poate chiar asta este credința mea, că își propune să demitizeze. Am mai spus asta cu prilej și domnul Bădăescu mi-a atras atenția că, folosind o astfel de sintagmă, aș putea introduce confuzie, dar acum părintele Prodecan mi-a spus că avem foarte mult timp, m-aș putea lansa în explicații. Nu vreau să nu plictisesc. Demitizare, în ce sens? Nu în sensul că, nu în sensul ăsta a fost modernist de care suntem cu toții sătui, adică de demolare a modelelor autentice și de luare de râdere, ci de reașezare în adevăr și în firesc a unor lucruri. Are această capacitate de domnul Bădărescu de a sisiza exagerările în privința unui personaj sau altul, exagerările istoriografiei, exagerările unor autori și le demontează, le explică, fără teama de a fi greșit înțeles. Deși, fiind noi destul de multă vreme prieteni, știu că de multe ori a fost înțeles greșit și de multe ori a fost atacat pe acest temei. Mi-amintesc bună oară cazul în care o pleiadă de oameni strângeau semnături pentru canonizarea lui Eminescu. Și atunci, domnul Codrescu s-a simțit dator să scrie un articol pe care veți găsi în carte, despre creștinismul lui Eminescu. Și arată acolo de ce Eminescu, nefiind un creștin practicant, cum am spune astăzi, adică unul care se meargă să se spovedească, să împărtășească, să țină toate posturile, să trăiască în rânduială, este totuși un autor cu o anumită sensibilitate pentru religios și pentru tradiția românească, este o personalitate
care a declarat nici mai mult, nici mai puțin Biserica Ortodoxă Română ca Maica poporului român. Și nu doar retoric, ci în ce a scris, mai ales în articole politice, a dovedit că și crede în ceea ce a spus. Ei, domnul Codrescu demonstrează că, nefiind un creștin practicant, Eminescu nu este mai puțin român și nici mai puțin important din punct de vedere literar, că Eminescu nu-i scade valoarea, cum nici nu i-ar urca valoarea dacă el, într-adevăr, ar fi fost un creștin practicant. Eminescu nu este un antichrist, dar nu este nici un sfânt pus la icoană. Și trebuie să percepem ca atare. Sigur că această poziție, argumentată foarte bine, vă puneți vedea în carte, nu este una lesă de acceptat pentru o largă pătură de oameni mai instruiți sau mai puțin instruiți. Cazurile sunt mai multe, nu le voi da citire tuturor, pentru că nu vreau să lungesc prea mult cuvântul meu, care cred că deja s-a lungit destul. Dar am exemplificat doar ca să înțelegeți că nu trebuie să porniți la cititul acestei cărți cu prejudecăți. Răzvan Codrescu nu este un naționalist paternalist, unul care te mângâie pe creștet și spune ce bun ești tu și sunt toți ceilalți care nu sunt români, ci identifică, atunci când este cazul, păcatele noastre ale tuturor, ca popor, ca neam, ca și virtuțile, pentru un bun diagnostic și pentru ca șansa noastră de a fi mai bun, să fie mai mare. Altminte, ar fi ca și cum ne aduce la spovedanie, ne spune păcatele și am așteptat ca părintele să spună, a, păi nu, nu contează, astea nu sunt păcate. Nu ai nimic de făcut pentru ele. Merge înainte tot așa. Probabil că v-ați simțit în fața unui părinte foarte relaxat, ca să fiu eufemistic, și a doua oară n-ați mai căutat pe acolo. Dacă vrei să te vindești, trebuie să cunoști ce răni ai, ce păcate ai, ce boli ai. Și domnul Răzvan Codrescu nu se sfiește, m-am spus, să pună degetul pe rană. E dureros. Sigur că ne-ar plăcea să credem despre noi că suntem cel mai grozav popor din univers. Am inventat tot ce e mai bun pe lumea asta. Că tot ce s-a întâmplat rău se datorează altora. Sau ghinionului. Dar lucrurile nu stau așa. Și bine să fim lucidi. La luciditate ne îndeamnă și această carte. Care oferă prin cei evocați o rețetă de viață, aș putea să spun, echilibrată. Cartea Mărturisitorilor este o carte, după părerea mea, care nu a trebuit să lipsească din biblioteca în limba lui, nu pentru că e scoasă din editura Rost, nu pentru că e groasă și frățoasă, că arată bine, nu pentru că v-am lăudat-o noi aici, ci pentru că, dacă vă veți uita numai la sumar, veți înțelege că spun adevărul, este o carte de istorie, este o carte de istorie a culturii, este o carte de teologie, dacă vreți, este un catehism. Este un manual după care putem să învățăm să fim mai buni
decât suntem. Vă îndemn, deci, să treceți peste vorbele noastre mai inspirate sau mai puțin inspirate și să vedeți singuri ce conține această carte, pentru că singuri puteți să luați o decizie de a merge pe un drum sau altul. Despre autor și despre carte, atât am vrut să spun. Sper că domnul Demosthene Andronescu, care va vorbi ultimul, dar nu la urmă, ca să spun așa, și veți înțelege de ce l-am rugat să vorbească ultimul, după tot ce nu se mai poate vorbi. El va spune lucruri pe care dacă le veți asculta și cu inima, nu doar cu urechea, atunci le veți asimila mai bine decât pe ce v-am spus eu. Și cred că domnul Andronescu va putea să vă spună despre autor câteva lucruri critice, din perioada în care lucrau noi la revista Sibiliană Puncte Cardinale, perioada în care a fost scrisă cea mai mare parte a cărții mărturisitorilor, articole din această carte fiind publicate în acea revistă. Și tot domnul Demosthene Andronescu depune iată mărturie și prin Viu Grai, a spune unui mod de viață pe care putem să-l numim cum vrem, dar care este ce este. E eroi martiri și care fusese sfințit.